Doamnelor, domnilor, am revenit după o scurtă pauză de publicitate. Alături de mine în emisiunea Săptămâna Sportivă o avem ca invitată pe Dana Govoreanu, atletă de performanță. A obținut zilele trecute medalia de aur la campionatul național și cred că în prima parte am dezbătut despre tot ceea ce înseamnă pregătire, refacere, accidentări, de ce nu, despre cum a început Dana Govoreanu să ia în serios acest sport și anume sprintul și gardurile. Nu s-a așteptat nici ea la acest lucru, dar păi noi, dar uite că dacă ești serios, muncești foarte mult și ai lângă tine oameni care să te susțină, ajungi pe cele mai înalte culmi. Și, Dana, după pauză vreau să te întreb despre marea ta realizare în ceea ce privește facultatea, uite. Pentru că toți își doresc după viața sportivă sau nu numai în timp ce se pregătesc să aibă și locul lor, nu? Pentru mai târziu, să spunem așa. Da. Este foarte important și asta le spun și micilor atleți, micilor atlete ce mă întreabă. Da, faci sport, dar important este să ai și o a doua variantă, pentru că așa cum este viața asta de sportiv, nu știi niciodată când se termină. Ea este frumoasă, dar are și părțile ei. Sunt studentă în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității din Pitești. Urmez acolo, momentan, în cadrul licenței pe sport și performanță motrică. Stau așa și mă gândesc că deja o să-mi aleg profesorul de licență și cât de repede, de fapt, a trecut timpul. După facultate, după licență, o să vreau să urmez niște cursuri pentru preparator fizic, pentru că vreau să lucrez tot cu sportivi. Și de ce nu? În oraș avem și nevoie, dacă cumva o să rămân pe aici. Iar, da, asta le spun copiilor, întotdeauna trebuie și să aveți un plan B și educația este foarte importantă, pentru că fără de care nu poți ajunge nici sportiv de performanță fără educație. Cu siguranță. Da, fără educație nu putem să realizăm absolut nimic. Și așa cum spuneai, viața de sportiv este până la un punct. Exact. Și din punctul acela trebuie să știm ce trebuie să facem. Mă bucur că te gândești în afara facultății să mai faci și alte cursuri, alte... Uite, avem telespectatori care ne întreabă ce face Dana, ești foarte frumoasă, ce faci în timpul liber. Nu știu, o să te întreb dacă ai și timp liber să faci și alte lucruri, dacă ai prieten. Este foarte important ca să te ocupi și de partea asta în afara stadionului, să-i spun așa, pentru că altfel se îmbină lucrurile. Da, ies și îmi fac timp, de fapt, să ies și cu prietenii. Nu am prieteni, dacă mi s-a pus această întrebare. Momentan nu, dar nu zic că nici nu vreau că și mă concentrez pe sport. Nu, las lucrurile să vină de la sine, dar așa cum am spus, este foarte bine să îmbin lucrurile. Am și viață personală în afara stadionului. Ce îți place să faci? Îți place să călătorești? Asta voiam să spun, da. Îmi place să călătoresc, îmi place când e cald afară să merg să mă plimb. Da, îmi place să vizitez mult. Să petrec timp cu familia, să merg pe la ai mei pe la țară. Tot felul de lucruri. Un om normal, așa cum... Exact, un om normal. Un om normal care îmbină utilul cu plăcutul. Exact, așa da. Este. Dar cineva ne mai întreabă dacă, uite, ai și pasiuni, eu știu, da. În afară de
cele normale, adică mai vrei pur și simplu, uite, îmi spunea, îți plac filme, ce muzică asculți? Da, îmi place de regulă să merg la cinema, cred că pentru atmosfera de acolo, îmi place să mănânc popcorn și nachos acolo în cadrul ecranului. Da, așa, muzică, merg mult pe muzica asta motivațională. Însă îmi place foarte mult să merg la festival și ascult și muzica asta de festival. Ce... Sunt pasionată de psihologie, cred că am spus de fiecare da, dată. Da. Sunt pasionată și citesc despre psihologie, despre nutriție. Acum vreau să mă apuc să studiez puțin pe partea asta ce înseamnă pregătirea fizică mult mai bine, pentru că odată ce mă apuc să studiez acest lucru, înțeleg mult mai bine cum stă treaba și cu mine, ce ar trebui să îmbunătățesc, cum ar trebui să lucrez pe partea asta. Și îmi place, în general, să lucrez la dezvoltarea mea personală, ceva ce nu știu, îmi place să mă interesez atunci când nu știu. Deci, un om normal, să zic așa. Da. Pentru că tot a venit vorba despre mâncare, despre nutriție. Știi că telespectatorii întotdeauna se întreabă când văd un om frumos, un om care arată foarte bine, de multe ori se crede că doar mâncarea este valoroasă, nu și, eu știu, pregătirea fizică, să-i spunem așa. Dar pentru că tot ne întreabă ce mănânci, cât de pregătit, slavă Domnului, Dana aleargă foarte mult, se pregătește foarte bine. Da. Mi se pune și mie să știi această întrebare și mai în glumă și mai în serios. Da, tu mănânci? Da, tu ce mănânci? Și zic eu, păi mănânc de toate, să știi, însă am grijă cât de cât acolo să nu mănânc tot felul de prostii. Colaborez pe această temă cu un nutriționist, ce îmi dă idei și chiar mă ajută foarte mult că le-am și pus în practică. Datorită unor discuții cu el am reușit să renunț la zahăr, eram foarte mare consumatoare și fană de zahăr, da. Am reușit să renunț la el, am reușit să-l... fost greu? Nu cred că este imposibil, nu când este, vrei ceva. Exact, credeam, nu o să pot, nu se poate. Cel puțin cu cafeaua, că ca să treci, să fie bruscă trecerea asta, azi beau cafea cu zahăr, ce, puneam și foarte mult zahăr și mâine trebuie să o beau total fără zahăr, a fost așa o mică... Un disconfort, exact, dar cu timpul m-am obișnuit. Chiar, de fapt, chiar nu a fost atât de greu, dacă stau să mă gândesc. Ce m-a ajutat din nou, mi-a dat ideea cu somnul. Nu cred că dormeam acele 8 ore înainte pe noapte până să am discuțiile cu el și de când am început să studiez, să zic așa, lucrul acesta, se vede diferență. Somnul de la prânz iarăși ne ajută foarte mult. Acele 20 de minute. Deci nu trebuie mai mult. Faptul că ai stat, este organismul se reface imediat. El are puterea de imediat te pune în... Mi-a spus că atunci când mi-aud alarma sau dacă mă trezesc înaintea la alarmă, este bine să mă ridic imediat din pat, pentru că altfel dacă mă reîntorc și zic că mai stau alea 5 minute în pat, nu este deloc ok, pentru că o să te trezești altfel obosit, nu te mai trezești cum ar trebui să te trezești în mod normal, bine dispus. Și da, chiar am învățat foarte multe lucruri de la el. Și... Da. Am putea să spunem, pentru că foarte multe persoane sunt dependente de, eu știu, de mâncare, de, eu știu, de... Sunt foarte multe dependențe, de, da. Da, foarte multe dependențe. Ți se pare greu când cineva îți spune că nu ai voie să faci asta și... conștientizezi la un moment dat că nu este bine, ți se pare greu să renunți? Nu. Punând în balanță, să zic, ceea ce îmi spune și persoana respectivă, să spun așa, și stau să mă gândesc cât de benefică mi-ar fi mie,
Iau în considerare tot ce îmi spune și nu cred, pentru că îmi dau seama că este spre binele meu și tot ce este spre binele meu, de ce nu? Așa cum a fost și cu zahărul, să dau un exemplu. Pentru că tot ai vorbit despre zahăr, știm destul de bine persoanele care mănâncă zahăr, adică mănâncă dulce, dintr-o dată să renunțe li se pare foarte greu. Simt că le scade glicemia, că au, nu știu, amețeli, nu se pot concentra. Cum a fost pentru tine și cu ce suplimentezi? Cei drept consumam destul de mult, da? Am început cu... Nu am lăsat nici eu brusc dintr-o dată. Ușor, treptat. Da. Prima dată am zis că nu mai pun zahăr în cafea, că pun miere. Îmi spune, dar degeaba pui miere, că este același lucru dacă pui miere. Îmi spune, adică nu este nicio diferență. Treptat am reușit lucrul ăsta și este foarte bine să te gândești că te ajută în primul rând pe tine. Iar sunt și diferiți înlocuitori ai zahărului. Eu nu-i folosesc. Nu-i folosești nici tu, da. Da, nu-i folosesc. Pur și simplu acum nu mai simt nevoia. Este o vorbă tot... Este nu, vorba da, tot mă de gândeam, uite, eu, spre exemplu, suplimentez cu fructe. Mănânc o banană, un măr, când simt nevoia de un dulce. Da. Ținând cont de faptul că mănânci, eu cum am fost 50 de ani, e normal să... Bine, dar nici nu-mi plăcea să mănânc foarte dulce. Cei care mă cunosc știu asta. Iar la cafea nu, că eu nu folosesc cafea, nu trebuia să pun lingurița. Era vorba de o prăjiturică care o făceai în casă. Am înțeles. Dar fructe, uite, nici n-am adus în discuție pentru că consum foarte, foarte multe fructe. Da. Da. Și da, uite, asta este o idee. În loc de zahăr, pentru că oricum are foarte mult zahăr, de fapt fructoza din fruct. Deci... Da. Cred că depinde cât de pregătit ești tu să faci o schimbare la tine. Eu cred că ține și de lucrul acesta. Nu, eu mai mă gândesc așa când iau pe foarte multe persoane, spre exemplu cei care folosesc tutun, alcool, da. Și le spui, ei nu se pot lăsa. Eu cred că nu au voința aia sau nu știu, nu conștientizează de fapt fenomenul acesta cât de dăunător, e indiferent... de zahăr, tutun, alcool și așa exact, mai departe. Exact. Nu conștientizează. Pentru că eu nu cred că nu se poate. Eu da, nu cred și că există. Eu zic la fel. Deci... Stau și mă gândesc de multe ori dacă ar exista ceva ce aș afla că nu este bun pentru mine, l-aș mai face. Că eu nici n-ar trebui să-mi spună cineva sau cumva, eu tot mă documentez dacă da, e bine, da. Dacă nu e bine. Da. Dar depinde de fiecare. Dar vreau să aflu părerea unui sportiv de performanță în ceea ce privește dependența. Dana, ce urmează de aici înainte pentru tine? Deja am început pregătirea pentru sezonul de vară și, cum bine știm, e 2024, este un an olimpic cu foarte multe competiții, unde mi-aș dori să particip și eu la... Jocurile Olimpice ce se vor ține la Paris. Eu știu că este foarte greu. Eu ca atletă și știu ce barem am de îndeplinit, este foarte greu, dar întotdeauna spun și subliniez, nu este imposibil. Pentru asta muncesc, pentru asta mă antrenez să-mi ating visul, țelul. Dacă nu 2024, ei bine 2028. Însă, pe lângă Jocurile Olimpice, avem și campionate europene de seniori. Sunt și la o categorie destul de dificilă, pentru că eu acum mă bat cu fetele de la seniori, fiind tineret. Și categoric, baremele de participare sunt mult mai grele de îndeplinit. Dar ce mă ajută foarte mult încrederea în mine și asta îi spun și Alinei, eu simt că pot și că... și că, de fapt, și că vreau să ajung acolo. Cred că dacă ai încrederea asta în tine, cu siguranță, și exact, dorința este foarte mare, dar cel mai important este să fiu sănătoasă ca să pot să mă antrenez și să ajung acolo. Pe lângă campionatele acestea internaționale, avem campionatele naționale, care sunt foarte importante. Este foarte important să-mi păstrez titlul de campioană națională.
mai ales că am spus că bătălia este foarte mare pe această probă, toate fetele se antrenează, deci este destul de grea perioada și este o provocare pentru mine, dar da, nimic nu mă doboară, doar de asta muncesc. Și sper ca să mergem la Paris sau, nu știu, la Roma, se vor ține campionatele europene și să vin aici mândră și să spun că mi-am îndeplinit visul. Noi te așteptăm cu drag, să știi, de fiecare dată și avem mare încredere în tine, pentru că văd gândirea ta pozitivă și știu destul de bine că cine gândește pozitiv nu are cum să nu ajungă acolo unde gândul lui este. Și sunt mândră de tine că ai o gândire foarte frumoasă, o gândire a unui sportiv de înaltă performanță. Și când zic înaltă performanță, cu siguranță vom sărbători toate evenimentele tale frumoase. Aș vrea să te mai întreb, Dana, că mai sunt câteva minuțele până, uite, colegul deja îmi zice că mai sunt câteva minuțele și aș vrea să te mai întreb pe tine, că sunt telespectatori care întreabă, unde vrei să călătorești? Uite, probabil că sunt persoane care vor să te cunoască și mai bine. Unde ți-ar plăcea să călătorești? Unde... ce ți-ar place, ți-ar plăcea să faci în afara, eu știu, pregătirii, în viața ta de om? După ce o să-mi termin competițiile, urmează câteva zile. Cel puțin vara am mai multă vacanță, să zic, o săptămână, două, poate, depinde de ce planuri îmi fac. Îți dai seama când te aud o săptămână, două, cât de puțin și tu zici mult. Îți dai seama cât de mult muncești? Da, pe lângă faptul că aș vrea să călătoresc la Paris sau la Roma, mi-am pus, chiar vreau, nu n-am gândit o locație anume, dar vreau să merg undeva unde este cald, bineînțeles, eu și acum aș merge să undeva unde să fie cald, pentru că îmi place foarte mult căldura și să, nu știu, chiar nu m-am gândit la o locație anume. Am zis că mai întâi să trec de competiții, să văd unde, până unde ajung și după aceea mă voi ocupa și de partea asta. Clar, fiecare sportiv până la urmă pleacă în vacanță după un sezon atât de greu, pentru că până la urmă avem nevoie și de relaxare. Poate o să-mi iau prietenii, nu știu, așa cum am spus că îmi place să merg la festival, cum bine știți, vara sunt foarte multe și cam asta. Aș vrea să merg la festival să mă distrez puțin. Da, cred că meriți să te și distrezi, dar cu siguranță distracția la tine este cumpătată cu grijă și cu... Intră în disciplină și distracția asta. Da. Cu un om pe care l-ai alături în fiecare moment, Alina Borța, nu ai cum să nu fii disciplinată, așa că... Da, păi fără disciplină ajungem din nou la același subiect, nu se poate. Da. Dana, îți mulțumesc foarte tare pentru prezență, îți doresc mult succes, sănătate, că îmi place că spui asta, că performanța vine de la sine. Tot ce e mai bun pe lumea asta pentru tine. Mulțumesc, vă mulțumesc. Iar eu sunt datoare să le spun telespectatorilor mei că sunt Sidonia Iancu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. La revedere!